Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Publica Report. Am intrat în febra sărbătorilor și până la mijloc de ianuarie suntem prinși între două calendare, dar cu motive de două ori mai multe de a sărbători. Moldovenii au această tradiție să facă și pe stil vechi și pe stil nou Crăciunul. Țara are tradiții frumoase, dar se cântă colinde de două ori, ceea ce, bineînțeles, este un absurd. Cu două biserici, cu două calendare pentru aceeași sărbătoare, societatea se divizează și la acest capitol. Nu sunt conflicte și nici dezbateri foarte mari nu se dau pe problema aceasta, astfel încât să avem localități unde Crăciunul se face pe 7 ianuarie, iar în altele în ziua de 25 decembrie. Dar cum înțeleg oamenii și totodată cum specialiștii explică logica și mai degrabă lipsa ei în calendarul de sărbători? Ne spune invitații mei în studioul Publica Report. Doamna Maria Stoianov, compozitoare și interpretă, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Victor Pletosu, doctorand în folcloristică, în cadrul Institutului de Filologie Bogdan Publicecu, HDU. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, sănătoși! Mulțumim foarte mult pentru prezența în această emisiune. De altfel, suntem în a doua zi de Crăciun, pe stil nou. Și o să intrăm exact pe tema aceasta, pentru că e foarte interesant și important să explicăm pentru cei care ne urmăresc, care încă n-au intrat în subtilitatea de ce o facem și pe nou și pe vechi, de ce suntem între două calendare, doamnă Stoianov. Eu cred că un bun creștin nu își pune întrebarea pe nou sau pe vechi. El primește pe Hristos în fiecare clipă, respirație și inspirație a vieții sale. Da, vine sărbătoarea de Crăciun odată și odată. Adevărat, se colindă în fiecare moment, cum am spus, de respirație și inspirație, dacă tu ai credința în Marele Creator și în Hristos. Două calendare le divizează însuși oamenii care își pun întrebări. Populația obișnuită, cei de la sate, chiar și de la orașe, nu își pun întrebarea când vine Hristos. Ori îl ai, ori îl primești, ori îți deschizi inima, ori nu. Dar se spune că încă pe timpul informațiile pe care eu le știu, lui Petru a Rusiei, s-au schimbat calendarele și s-au făcut greșeli intenționate sau mai puțin intenționate în ani, în luni și așa mai departe. Calendarul gregorian și cu alte calendare care au venit, ne mai vorbim de calendarele Maya, toate s-au perindat una după alta și cum și-a pus cei care conduc lumea poziția și părerile, cred că așa și-au scris acolo. Pe mine nu mă deranjează dacă copilul meu sărbătorește în 25, da. Și pe mine nu mă deranjează dacă mama mea sărbătorește în 7. Colindele se cântă. În general, credința în învierea lui Hristos este o credință care ține mai mult de spirit și mai puțin de iuhaha, ștralala, spun așa popular, da. În dialectul nostru basarabean. De ce așa? Pentru că de regulă se face multă veselie, inclusiv pe rețele de socializare. Este, este o tendință. Stare. Da. Învierea Domnului și nașterea Domnului și învierea Domnului este o stare meditativă, ca o rugăciune. Iar rugăciunea este iarăși o meditație. Și atunci lucrurile astea noi putem să le dezbatem, să ne înțeleagă lumea, dar putem să îi îndemnăm să fie pace, liniște și să fie cu credință. Oricând nu ar crede ei că s-a născut unul sau altul, mama mea, de exemplu, s-a născut în 41, într-o zi și au pus-o în documente în altă zi. Asta nu înseamnă că mama mea nu s-a născut în anul 41, da? Da. Așa și aici. Nu putem să nu ne punem întrebările când s-a născut. Îmi contează că e la o distanță mică și vreau să spun că calendarul din 25, să vedeți, în data de 7 sper să vină iarna cu fulgi și cu zăpadă și ele se contrapun și e aceeași naștere și același Crăciun. De acum, care și cum întâlnește fiecare după credința sa? Da, acum mergem chiar pe logica acestui calendar de sărbători și vă expuneți opiniile așa cum le credeți dumneavoastră că sunt ok și cum ele cum sunt valabile și pentru societatea noastră. Pentru că nu putem să reieșim din ceea ce avem astăzi. Și zicea adevărat, doamna Stoianov, părinții noștri nu pot fi acuzați că sărbează în data de 7 ianuarie. Așa le-a fost tradiția. Sunt zeci de ani adunați în Crăciun pe stil vechi. Noi, mai ales ăștia veniți din capitală, deja prindem și intrăm foarte vertiginos în tradiția de Crăciun pe nou. În 25, cu tradiția aceasta mai, nu mai românească, că nu se spune mai modernă, românească, dar mai oricum modernă. E tradiția modernă, da, dar și în spiritul românesc, da, de a sărbători Crăciunul. Domnul Pletosu, logica sărbătorilor, calendarul, cum ar trebui să fie, da? Deci e Crăciun și pe urmă Revelion sau Revelion și pe urmă Crăciun? Ținem cont că mai este și postul, așa?
Logica ar fi una că mai întâi este nașterea Domnului. Da. Apoi este anul, Revelionul. Da, apoi este anul nou, Sfântul Vasile. Uh-huh. Da. Apoi Boboteaza, deci cele trei mari sărbători de iarnă. Ah, deci 7 ianuarie, Crăciunul, pe urmă, da, Sfântul Vasile. Asta înseamnă anul nou pe stil vechi, da, 14, 13 spre 14. Apoi Boboteaza pe 20. Sau așa pe stilul nou, 25 decembrie, 31 uh-huh. decembrie, 1 ianuarie și 7 ianuarie, Boboteaza. Uh-huh. Stilul nou sau stilul... În stil nou cum facem? Că vedeți că e interesant că noi suntem în post, postul moldovenesc aici, e până în data de 6 ianuarie, da, dar se giftuiește lumea de Revelion, de pe 31 pe 1 ianuarie și parcă uită de post și pe urmă, hop, serbează Crăciunul pe data de 7 ianuarie. Și aici e absurdul despre care vorbesc în această emisiune. Vedeți dumneavoastră, stil nou sau stil vechi? Da. Este importantă, cum a spus și doamna Maria Stoianov, este importantă trăirea sinceră și profundă a marii bucurii uh-huh. la sărbătoarea domnească, împărătească, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Și nici măcar nu încercăm să intrăm în foarte mari dezbateri, cum de altfel nici nu prea se face în societate, dacă ați remarcat. Nu se fac aceste dezbateri, uh-huh. deoarece consider eu celebrarea de către, pe ambele stiluri de către oameni, da, este în funcție de tradiția fiecarei familii, cum ați spus și dumneavoastră. Și într-o familie două tradiții pot fi? Observați? Pot fi, mai da. Ales că sunt moldoveni mulți plecați peste hotare și pe 25 cumva suntem în unison cu cei din diaspora, din Europa. Uh-huh. Iar pe 7 ianuarie suntem alături de părinții noștri și de rudele noastre scumpe și dragi din localitățile rurale. Noi avem moldoveni care sunt plecați în Italia. Da. Așa. Da. Ei, de exemplu, da, sunt foarte multe moldoveni ce... Corect. Au sărbat Crăciunul acum, pe 25. Corect, asta și-am spus. Dar tot ele, da, atenție, vor sărba și ne vor trimite colete, da, pentru data pe de 7 ianuarie. Corect. Așa. Eu gândesc că este un mijloc de aur și este corect fiecare să trăiască bucuria sărbătorii. Uh-huh. Dar vedeți că folcloriștii sunt cei care cercetează, fac investigații în teren, studiază acele publicații în folcloristică și constată anumite realități culturale, că da, se celebrează pe ambele stiluri. Uh-huh. Nu suntem teologi ca să ne exprimăm care este adevărul absolut, dar cum a spus și Maria Stoianov, însuși nașterea Mântuitorului Hristos este un adevăr pe care îl trăim. Folcloriștii constată anumite tradiții, corect, valabile pentru o anumită societate, pentru anumite grupuri chiar de oameni, da? Dar nu le judecăm, asta e foarte clar. Dar biserica este în stare astăzi să facă ceva ca să aibă un mesaj unitar, ori de lucru acesta în general nu este nevoie? Eu consider că Biserica Ortodoxă este cea care cumva prin mesajul său consolidează societatea. Așa e. Și ne cheamă să fim uniți în credință, uh-huh. în gând, dar și în cultura noastră, în tradiții și în valori autentice. Ați spus că e post și oamenii se giftuiesc, poate nu este adevărat. De Revelion așa se întâmplă. Și după asta serbează Crăciunul și parcă nu se leagă una cu alta. Adică, bun, vorbim despre aceia care... Da, eu vreau să vorbesc în baza acesta. Documentării științifice. A, da, deci, da, masa de Crăciun este una relativ bogată, pentru că este una consacrată sărbătorii împărătești, nașterea Domnului. Uh-huh. Și ea cuprinde 12 feluri de mâncare, bucate tradiționale, uh-huh. care semnifică cele 12 luni ale anului, că omul a muncit, gospodarul, anul împrejur ca să împodobească această masă. Uh-huh. Dar nu e exagerat, cum s-ar încerca a spune. Și să nu uităm că culinăria tradițională este medicamentul nostru ce ne dă multă vigoare. În ajun de Crăciun, totuși pe 6 ianuarie sau pe 24 decembrie, încă este zi de post, când da, oamenii mănâncă plăcinte, sarmale și fructe, salate și așa mai departe, pentru că este zi de post, cina ritualică de ajun sunt bucate de post. Dar a doua zi, după ce vin de la serviciu divin de la Sfânta Biserică, împodobesc masa cu bucate
de 12 feluri. Da, și aici paranteză. Deci trebuie să fie și bucată de post în noaptea de Revelion, aceea care vine dinspre 31 decembrie spre 1 ianuarie. Păi vedeți și dumneavoastră. Și nu cu salată dacă cu maioneză celebrează sau alte două etaje de mâncare. Nu și plus două etaje, un tort nu acolo este corect. Cu multă cremă. Trebuie să fie mai întâi mâncare. Unii țărani prind vrăbii și pregătesc din vrabie gustă, o gustărică, ca să fie ușor anul împrejur, apoi zeamă sau răcituri de pasăre, frumos, apoi friptură de iepure, apoi pește, apoi jambon, părjoale din porc, fiind ultima, și deja salate. Deci, astea sunt categoriile de bucate pentru masa de Crăciun. Corect. Pentru masa de Revelion, asta care vine din 31 decembrie, 1 ianuarie, vedeți că eu tot insist, trebuie să fie ceva așa mai modest, pentru că e în post. Asta este deducția. Corect. Vedeți dumneavoastră, unii chiar țin post în noaptea de Revelion. Da, dar unii nu. Deja ține de tradiție și de voința fiecăruia, de trăirea lui. Așa e. Dar vreau să vă spun, dumneavoastră, este important să ne întâlnim la aceste sărbători cu rudele noastre și să trăim împreună, să fim alături. Asta și este funcția principală a Sfintelor Sărbători de Iarnă. Să ne unească, să facem legătura între case și să consolidăm neamul nostru și memoria noastră istorică, socială. Da, acum exact ați mers pe linia care ne trebuie să o promovăm cel mai mult acum în societate. Ori intrăm într-o perioadă de IT comercial cu multă publicitate, cu tot ce înseamnă bani și costuri pentru Crăciun. Mai puțin se vorbește despre spiritualitatea sărbătorii de Crăciun, despre faptul că, și aici a spus domnul Pletosu, e mult mai importantă întrevederea familiilor, da? Reuniunea aceasta între rude, mai mulți membri de familie să se împartă cu bucuria că sunt alături. Corect. Ăsta este sensul sărbătorii. Corect. Și mai puțin să se pună accent pe ceea ce înseamnă material. Corect. Așa, și iată aici aș vrea să vorbim mai mult. Nu neapărat să tragem o morală. Eu am să dar neapărat să vorbim mai mult despre asta, biserica spiritualitate. Da. Biserica este ca o turmă pe care o pasc păstorii. Fiecare cu turma sa. Eu am să spun lucrurile pe care eu le consider normale și reale pentru mine. Întotdeauna biserica, cum a spus domnul Pletosu, încearcă să unească societatea. De multe ori mass media, prin întrebările care și le pune, poate incomode, incorrecte, dar pentru audiență, divizează societatea. Astăzi noi divizăm? Nu. Puneți întrebări la care oamenii poate să-și dea răspuns sau să nu găsească răspuns. Dar noi suntem invitați pentru ca să discutăm. Da, da, de asta și organizăm această emisiune, ca să nu existe aceste... De aceea. Da. Eu, de exemplu, vă spun sincer, eu nu mai fac parte de nicio turmă. Încerc să mă documentez, să cunosc, să descifrez, să tălmăcesc ceea ce întrebați dumneavoastră. Și ajung la concluzia, fiecare după pregătirea lui spirituală și cunoaștere și cunoștință își alege când s-a născut în sufletul lui Hristos, cum îl serbează, cum se giftuiește și ce pregătește pentru masa de Revelion. Dacă noi moldovenii și părinții bunei mei au sărbătorit în data de 7, am să-i onorez cu mare drag și plăcere. Dar și nimeni nu-i judecă, doamna Maria, nu, că judecăm, nu e corect lucrul ăsta să facem. Noi să acuzăm pe cineva. Da. Noi nu acuzăm, dar vreau să îndemn ca nu numai de sărbători, omul trebuie să fie bun. Nu numai de sărbători, omul trebuie să înțeleagă că în sufletul lui este ușa deschisă pentru a primi pe Marele Creator, pe Fiul lui. În fiecare zi, în fiecare clip, în fiecare gând, omul trebuie să aibă acea filozofie și cunoaștere. E puțin să crezi, trebuie să fii școlit. Școlit în ce? Să știi să tălmăcești când ți se spune mulțumesc, trebuie să știi când tu trebuie să spui mulțumesc, când să oferi ceva fără a cere înapoi mulțumire și așa mai departe. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această emisiune. Îmi displace atunci când omul
stă, nu înțelege, nu-și pune întrebări. E corect să-și pună omul întrebări. Mm-hmm. Pentru că noi în această viață suntem aici pe pământ ca într-o școală unde trebuie să ne învățăm bine lecția, mm-hmm. ca să putem da examenul, ca doi să ne putem urca energetic la alt nivel. Pentru că noi știm lucrurile da. Astea. Acum, încă un moment, iarăși pe care l-am observat și aș vrea să-l discutăm și mai ales pe dumneavoastră să vă întreb acest lucru. Cum vedeți situația în care părinții își îndeamnă copiii să meargă la colindat ca să câștige bani? Este un lucru, aici vin ritualurile păgâne care s-au împletit în ritualele noastre creștinești. Și este un lucru firesc, normal, asta cum te-ai duci, ai îndemnat copiii să se ducă duminica la horă și la joc. Mm-hmm. Pentru că în afară de bani, lor li se dă merinde, nuci, mere, bomboane și dacă se dă un bănuț, dar noi cum alergam pe stradă, erau zăpezile cât noi de mari, da. Veneam uzi la picioare acasă cu torba, cu colaci, cu mere, pere, nuci și bănuți, când ne dădea cineva bănuți, erau bănuți, doar nu se dă milioane. Nu se dau milioane. Este sau nuță de bani. Da? Vorbeam de scopul în sine și despre fraza asta, du-te și ai să câștigi niște bani dacă ai să colinzi. Ea este una adecvată? Da, este ca adecvată. Ca și îndemn părintesc pentru copiii atunci da, când îl trimite la colindat? Da, este adecvată, după părerea mea, pentru că, uh-huh. în primul rând, părintele, dacă este și el cărturar, fiind fiecare cu clasa lui și cu scara lui de valori, da. El se gândește, trebuie să-mi păstrez colindatul în copiii mei și în strănepoți mei să meargă la colindat. Măcar să-i motivez că se duc să-și facă un bănuț. Da, un bănuț. Chiar vă mulțumesc că am lămurit da, aceste lucruri corect. Pentru că ele sunt foarte diferit văzute. Dar e important că atunci când, și aici mesajul a fost foarte clar explicat, deci când copilul se duce să colinde, el primește merinde, primește și niște bani, ei corect. Nu sunt în bancnote de euro, dolari, deși nu se știe dar el care colindă, și cum, aduce vestea. Se dau monede de regulă așa. Sau niște bani mărunți. Mie îmi place foarte mult. Ieri mi-au venit în etașa, ca să umanizăm un pic discuția noastră, mi-au venit colindători de diferite vârste și erau atât de frumoși. Ei nu prea înțelegeam ce cântau cei mai mititei, dar mi-a plăcut atât de mult, real vă zic, încât am zis, eu mai las ușa și poarta deschisă să mai vină. Atâta plăcere a fost de nu pot să vă redau. Am așteptat foarte mult acest moment. Îmi ies lacrimi acum. Deci, vă zic, starea este una foarte importantă. Corect. Iată funcția estetică a tradițiilor etnofolclorice ale Sfintelor Sărbători de iarnă. Cea de transmitere a valorilor din generație în generație. Da, da. Eu salut faptul că părinții își trimit, își încurajează copiii să colinde. Pe de o parte, cum a spus și doamna Maria Stoianov, de a vesti nașterea Domnului Hristos. Da. Pe de altă parte, ei sunt păstrători de tradiție, de patrimoniu cultural imaterial. Și în felul ăsta este bine să primească sămânță de bani. Ei sunt încurajați să vină și la alte sărbători și la anul astfel. Este bine să primească dulciuri și fructe. Este foarte bine. Ei și sunt important bucuroși. Să li se deschidă. Pentru că eu am remarcat, deci pentru starea aceea pe care am primit-o ieri, eu am zis, Doamne, ce bine că le-am deschis, că undeva, deci i-am auzit venind prin Mahala și am înțeles că trebuie să las ușa deschisă și chiar mă rugam să ajungă și până la mine. Important să li se deschidă. Mie nu-mi place faza când stai în casă și ai încuiat totul și nu primești nici colindători, nici urători, nimic. Nu este e un fel acest de blocaj, fenomen? Blocaj din ăsta de sărbătoare care, da, niciun fel de sărbătoare nu ți mai faci dacă nu primești cetele, este nu? Și un blocaj de așa. Comunicare, deci da. Atunci când unii oameni încuie porțile, este un fenomen numit descolindatul. Descolindatul. Dar, descolindatul, mm-hmm. dar să nu uităm că este superstiția sau credința general răspândită că da. Gospodăria colindată va avea, mai ales de copii, ziua cu da, steaua, da. Va avea noroc și roadă tot anul împrejur. Ce frumos! Și dacă gospodăria va fi, dacă gospodarul nu primește colindătorii și are loc fenomenul descolindatului, atunci în habitatul tradițional nu sunt văzute cu ochi buni aceste lucruri. Exact. Deci trebuie să primești nașterea. Dar sau... de ce oamenii o fac? Descolindatul acesta, de ce totuși a intrat în a anumite familii, în gospodării? A spus și doamna Maria Stoianov din anumite cauze ale pregătirii. Sunt în primele clase.
În primele clase, creștinii noștri nu tot timpul cunosc ce înseamnă colindatul. Alții sunt zgârciți la suflet, cu sufletul micuț. Dacă sufletul ți-e micuț, încercați creștini să-l faceți mai mare, prin valori, prin momente de colindat, prin spălatul cu ouă roșii, pentru că tot colindatul, toată cântarea, închinarea Marelui Creator este o meditație și o acumulare de energie asupra noastră. Și cum ați vorbit dumneavoastră, atunci când se colindă, se deschid cerurile, măcar un pic, o ferestruică și îți vine acea ploaie peste țara ta, îți vine înțelepciune în copiii tăi, îți se deschide dragostea, iubirea din care Dumnezeu pe toate le-a creat. Te faci tu mai bun în fiecare zi și vezi cu alți ochi frumusețea acestei luni. Revin la întrebarea și vreau să o completăm cu răspunsuri cât mai clare despre cum să scoatem comercialul din sărbătoarea de Crăciun. Ori acest comercial a invadat calendarul religios și chiar vine uneori peste tradițiile noastre, mai ales în Chișinău. Comercializarea trebuie scoasă din biserică. Acolo unde se vând iconițe și lumânări, trebuie scoasă în afara bisericii, în afara unde se face rugăciunea și liturghia, și să se vândă afară, din biserică, undeva pe la poarta bisericii, și lumea trebuie să vadă în întâlnirea cu duhovnicul sau cu părintele care ține liturghia doar stare de contopire cu acea energie. Comercializarea de acolo se pune. Comercializarea se pune de la educația, din familie, grădiniță, școală, și minister, și parlament, și președinte. Și comercializarea pe o parte este de nedespărțită de noi, pentru că unde nu ai dat și ce n-ai face, trebuie să fii stimulat și remunerat. Remunerarea vine, este o altă întrebare. Dar la sărbători oamenii își mai fac și un bănuț, că vând o floare, o lumânare, artizanat ceva. Și este un lucru normal pentru societatea, cu tot păgânismul și creștinismul valoric de aur a fondatorilor acestei lumi. Ele vin toate tumultuc una lângă alta și nu le putem despărți. Da, frumoase aspecte, și vedeți dumneavoastră. Exact, care dar vreau să ne lămuriți, știți ce, încă aspecte cu toate legate de meșterii populari, care, da, ei pătrund în comercial, dar promovând tradiția. Și aici e foarte important, da, coronița de Crăciun sau alte elemente care simbolizează Crăciunul. Păi dacă omul le meșterește din materiale, costă. Așa. Este pe lângă faptul, pentru meșterii populari este talentul care, pe de o parte, îi aduce și o sursă de venit și existență. Da. Cunoaștere. Da. Și pentru noi este o mare bucurie să avem aceste obiecte în casă care creează atmosfera sărbătorilor de iarnă. Dar sigur că nu trebuie să fie schimbul de valori, de la valoarea adevărată la cea a banului. Sigur că trebuie să trăim sărbătorile cu tradițiile noastre naționale. Spre exemplu, dacă ceata de colindători, dar în special flăcăi, ar colinda casele din sectorul său de colindat, pe de o parte au scopul de a face, de a aduna o sumă de bani pentru a o dona bisericii sau pentru a organiza hora satului și a scoate fetele la hora satului. Iată, în raionul Ialoveni, în satul Horești, este... Continuitatea vieții. Da. Deci... depinde care parte a comercialului o vedem. Eu propun să o vedem pe cea pozitivă. Dar nu putem transforma tradiția în comercial. Deja este eroare. Nu este corect. Da, și poate și mai țin minte și telespectatorii atunci când ceata de colindători flăcăi a intrat în valoarea UNESCO. Și asta este foarte important, pentru că ține foarte mult la tradiția asta, colindătorii flăcăi în ceată. Corect. Da? Totuși bărbații sunt, sau flăcăi, care sunt floarea satului, sunt mesagerii principali ai sărbătorii nașterea Domnului Iisus Hristos, pentru că bărbatului a fost dată cinstea primului creat. Și, într-adevăr, colindatul în ceată bărbătească, în anul 2013, a fost inclus în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial a UNESCO. A fost, acest dosar științific a fost o muncă colosală pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și pentru Centrul Național pentru Conservare și Promovarea Patrimoniului Cultural și pentru Comisia UNESCO a Republicii Moldova. Deci a fost o muncă extraordinară, dar să știți că această tradiție este perpetuată astăzi
prin ansamblurile etnofolclorice de bărbați din localități. Da, colindă și copiii, pentru că trebuie să transmitem aceste valori, dar copiii colindă ziua cu steaua, cu 12 raze. Copiii trebuie să colinde, pentru că ei sunt înzestrați cu puritate morală și candoare și să aducă vestea nașterii. Pe de altă parte, copiii primesc răsplata gospodarilor, acea sămânță de bani care îi încurajează. Pe de altă parte, copiii joacă steaua care are 12 raze, da? Adică simbolizează că Iisus Hristos este împăratul întregului univers. Dar copiii spre amurg încetinează colindatul și ascultă pe la porți cum colindă ceata de flăcăi, da, ca să fure colindatul, pentru că ei cresc mari, ai, viitorii purtători de patrimoniu cultural, imaterial, spiritual, și ei vor trebui să colinde și ei, și ei fură colindul, deprind de la ceata de flăcăi. Colindă și femeile, recunoaștem, este un fenomen atestat. Da. Noi le-am întrebat pe femei, este bine că colindați, sunteți membri ale ansamblului etnofolclorice, dar de ce? Ei, înțelegeți, motivează femeile. Bărbații preferă jocurile zoomorfe și uratul la anul nou. Dați-mi voi eu ca femeie să pun o virgulă, fiindcă dumneavoastră sunteți primii făcători pe această palmă de pământ, pe acest pământ. Noi suntem din coasta dumneavoastră, întotdeauna mi-am învățat coasta de aur. Coasta de aur. Dați-mi voie să vă completăm noi așa cum știm bucata aceea de coastă care vă lipsește bărbaților și vreau să spun că femeile colindă nu mai urât și mai, poate și mai dulce ca ceata de bărbați, dar vreau să menționez un lucru. Orice creștin, orice suflare, fiind bărbat, femeie, are dreptul să spună, să strige, să cânte și să încânte auzul oricărui care vrea să aude, să audă nașterea, venirea lui Hristos pe această, pentru noi creștini. De aceea, întotdeauna am dat întăitate bărbatului, cu plecăciunile de rigoare, dar femeia e acea completare a absolutului, într-un cerc yin-yang, care frumos completează coasta. Da, bine a zis. Acum, nu pot să nu vă întreb la final. Vreau să revin la copii, pentru care vin cele mai importante mesaje. Cuvintele cheie în ziua de Crăciun sunt spiritul Crăciunului și magia Crăciunului. Ce este acest spirit al Crăciunului și magia pe care copilul trebuie să o cunoască de la părinți? Spiritul ține de credința noastră ortodoxă, de bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos. Magia ține de spectaculozitatea tradițiilor, a colindului, a pieselor cu motive biblice și religioase, craii, irozii, nașterea lui Iisus Hristos. Sau magia poate fi improvizată prin faptul că unele gospodării, gospodina improvizează ieslea cu paie, fân și nutreț în care s-a născut pruncul Iisus Hristos. Așa. Sau împodobind bradul care este Sfânta Treime, un axis mundi. Deci se întrepătrund spiritul și magia sărbătorilor de an. Magia este creată de elemente... concentrat în jurul anumitor simboluri, da? Corect. Simbolistica bradului, a portului tradițional, haina de sărbătoare, costumul tradițional a sufletului nostru, colindătorii care vin cu steaua cu 12 raze, având și plugul în mână cu colaci sau cu crăciunei, făcuți din primul aluat de către gospodine. Sigur că sunt traista cu daruri pe care o duc copiii, masa cu 12 bucate, creațiile care se cântă, colindele, și aici e o tipologie a colindelor și cosmogorice, și biblice, și tradiționale. Și, deci, vă spun și eu că spiritul este creat de credința noastră, de creațiile pe care le interpretăm, spiritul Crăciunului. Dar magia este creată de lucruri pe care noi le ornamentăm, le tradițiile și așa. Ce ne spuneți dumneavoastră, doamna Maria? Spirit, avem un minut la final. Da. Spirit înseamnă trăirea sufletească și credința, înțelepciune. Magia, cu magii au dat vestea nașterii Domnului. Eu vreau să înțelegem că viața însuși este o magie și este un spirit care ne este dat ca un dar. Trăiți-vă viața frumos, cu iubire, din iubirea Marelui Creator. Noi cu asta încheiem. Mulțumesc foarte mult pentru participarea de astăzi la emisiune. Pentru fiecare mesaj dat aici, tare mult a contat. Sunteți de valoare în studioul nostru. Slăvim nașterea lui Hristos, să avem în rai un loc frumos. Și Crăciun fericit. Mai ales că noi ieri n-am avut emisiune și le spunem și telespectatorilor. Crăciun fericit. Nu pierdeți mai departe știrile la fix. La 13:20 vine colega mea cu emisiunea Dens Adnion. Numai bine, o zi frumoasă!